articolul 7 de acordul de strategie, o UGE 57 pe 2019, din votul legislativ, și are dispoziție numărul 4910 a legii 2021. Domnul primar, poți invita să faci la ședința ordinară până sau astăzi 20.05, vă rog, este de ce. Din ce nu sunt consilierul Parc? Sunt prezenți? 10. Deci ședința poate să înceapă. Deci a face cu doamna Ungureanu de la Ecosiv TV. Având în vedere prevederea 118 la numărul 15 din codul administrativ, spun spre aprobare procesul de bani încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Atunci, deci procesul de bani a fost adoptat. Comportat cu prevederea articolului 123 al legii 57 pe 2019, vreau să facem propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință în vederea conducerii lucrării pentru o perioadă de maxim 3 luni. Vreau să facem propuneri. Da. Domnul Bălan, permisă. Aș vrea să propun ca nouul președinte de comisie să fie domnul Teodor Stătulat. Mai sunt alte propuneri? Mai poate două, două. Publice alte decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Inițiator primar Victor de acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specializare și referatul de aprobare al primarului. Comisie care alizează cele trei comisii. Consiliul pentru programarea de dezvoltare economiei sociale, bugetul, final și administrativă, domeniul public. Nu dăm la punctul 2. Nu dăm la punctul 2. Proiecte de hotărâre privind aprobarea documentului actualizării plan urbanistic general și la regulamentului local de urbanism al Comunei Ardioana, județul Bacău și valorile necesare realizării documentelor. Inițiator primar Victor de acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specializare și referatului de aprobare al primarului. Așa. Aici era punctul 3, nu? Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii, așa, numărul 50 din 23.10.2020 privind transformarea autoturismului în mijloace fixe, date rugoare cu numărul de matriculare Bacău 10 KDB, la serviciu voluntar pentru situații de urgență Ardioana. Respectiv Dacia Logan MTD cu numărul de matriculare Bacău 10 KHO în cadrul compartimentului Poliției Locale Ardioana. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este
legislației de raportul compartimentului și specializarea referatului de aprobare al primarului. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere, privind finanțarea activității de protecție și de rezidențial al persoanei cu handicap. Inițiator primarul Victor Deacon. Comisia care a vizat cele trei comisii, da. Punctul aici. Dacă mai sunt alte proiecte care vă trebuie să ordinul de zi. Da, din conform cu rezolvarea articolului 135 numărul 7/2019 privind codul administrativ suplimentar în ordine de zi, se aprobă numai pentru probleme urgență majoritatea simplă. Aia. Proiect de hotărâre privind dotarea încercând de drept înainte de estimarea durată normale a mandatului de consilier local al domnului deci demisia, nu? Al Martin Mitică și declararea că vacanta locului acesta este în consiliul local al comunei Ardioara. Inițiator primar Victor Deaconu, proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specializare și referatul de aprobare al primarului. Comisie care vizează comisie de la 2. Am citit comisia. Aici e comisia. Comisia pentru administrație publică de seara ardea apararea ori decedine pe publice a dreptului cetățenilor. Pe permisul viceprimarului comunei numărul 4/20 din 25/2020. Așa, supun aprobare ordinei de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă este abținut. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru serviciile publice ale altele decât cele din alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Aviz Comisia 1, Moise Cosmin. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, Popa Zeliu. Aviz favorabil. Întrucât proiectul de hotărâre a fost dezbătut cu comisie, nu mai este necesar prezentarea raportului de specializare. Dacă dorește cineva să ia proiectul, supun la vot. E cineva? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se trece la următorul punct de ordine. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului plan urbanistic general al regulamentului local urbanistic a comunei Ardeal de Zăpacău și a valorii necesare realizării documentelor. Asta e chestia. Aviz favorabil. Comisia numărul 1, Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 3, Popa Gheorghiță. Aviz favorabil. Pentru că proiectul de hotărâre a fost dezbătut cu comisie, nu mai este necesar prezentarea raportului de specializare. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot pentru hotărâre. Nu se ia cuvânt, așa. Supun la vot pentru prezentarea... Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă, abține, împotrivă. Se trece la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii 50 din 20
și 3-10-2020, privind transferurile într-un turism în mijloace fixe, Dacia Logan cu numărul matriculare Bacol 10 KGB și serviciul voluntar pentru situații de urgență Ardioan Sud, respectând Dacia Logan, respectiv, Dacia Logan mă cerțuie, cum am zis, când ții fac mai mult probleme. Logan NCV cu numărul matriculare Bacol 10 KHO în cadrul compartimentului Poliției Locale Ardioan, inițiator Avide. Comisia numărul 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Întrucât proiectul de hotărâre a dezbaterii comisiei mai este necesar prezentarea raportului de specializare. Deci nu mai este necesară prezentarea raportului de specializare. Dacă cineva dorește să ia cuvânt. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Se trece la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere, privind finanțarea activității de proiecte de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Comisia numărul 1, Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, Magadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, Popa Gheorghiță. Aviz favorabil. Întrucât proiectul de hotărâre a fost dezbătut în comisie, nu mai este necesar prezentarea prezentarea raportului de specializare. Dacă dorești cineva să ia cuvântul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct. E ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind Comisia Încercării de Drept înainte de expirarea durante normale a mandatului de consilier local al domnului Martin Mitică și declararea că declararea vacanta locului acestei de consilier local al Comunei Ardioan, Avide. Comisia numărul 2, Macadam Bogdan. Întrucât proiectul de hotărâre a fost dezbătut în comisie, nu mai este discutat în detalii raportul de specializare. Dacă dorești să fie cuvânt. Să scrie la vot domnul Cornelco. Da. Am luat act de demisia domnului consilier Martin Mitică, motivul faptul că s-a angajat la patru, face navetă, nu mai pus anunțul la ședințele de Consiliul Local. Am vorbit cu un secretar, o să fac și demersul necesare pentru ședința următoare să vină următorul consilier de pe listă. Mulțumim! Mulțumim, bineînțeles! Probleme, probleme. Așa, cuvântul de supunem la vot proiectul de hotărâre din forma prezentată de execuție. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Nu pare. Referatul viceprimar cu numărul 4176 din 20.05.2021. A la diverții, dacă cineva vrea să mai scrie la cuvânt. Păi nu, acum de a vădăs. Când era greșea, așa am observat, domnul. Mă scuzați că da. Și bine, te-am putat toate problemele de ori zi, deci, bun, că nu declară închisă ședința, așa te probleme. Are cuvântul domnul Vici. Am discutat problema cu canalul Bănășoaia și în ședința de comisii și v-am adus la cunoștință necesitatea închirierii unor utilaje pentru a da curs apei, întrucât canalul prezintă niște curbe care duce la formarea de caverne, una fiind chiar foarte mare. De aceea, într-o ședință anterioară, am discutat despre închirierea utilajelor pentru 8 ore, dar în urma discuțiilor cu câțiva constructori s-a ajuns la concluzia că ne trebuie vreo 5-6 zile cu două utilaje, cu două dampări pentru a putea rezolva problema canalului de la Bănășoaia, cu decomatare și înfundarea la caverna în zona Bănuț. Da, cam atât. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul,
Așa. Fiind epuizate toate problemele de ordine de zi, declar închis să lucrez pe ședință. We'll be right back.